Vă salut! Băieții au început să pună, au pus, de fapt, au pus membrana. O membrană mai groasă, ca o folie, dar are 0,5 mm grosime. Apoi a pus celotexul de 80 de mm. 8 cm grosime acesta. Înainte să se pună membrana, eu am făcut canalizarea pentru chiuvetă la bucătărie. Aici o să vină legăturile de la utility, unde o să vină mașina de spălat. Aici o să vină o cabină de duș. Aici toaleta și în locul acesta o să vină chiuveta și o să ne racordăm cu canalizarea de la chiuvetă în această priză, în locul acesta. Aceasta este o supapă care dă voie doar ca aerul să intre, dar nu iese. O supapă pentru absorție, pentru absorbirea aerului, ca să se ducă ușor apa. Am pus nisip și am băgat și apă ca să se ducă bine, să se așeze. Acum, peste acest celotex, această izolație, o să mai venim cu o altă membrană, un strat de membrană, ca să nu atace folia de aluminiu. Cimentul corodează folia de aluminiu. Dar înainte o să curățăm și o să punem lambinării bandă de aluminiu. Astăzi vreau ca să termin cu instalația electrică și poate putem să tragem și țevile, ca mâine, dacă ne livrează nisipul, să facem și noi șapa. Băieții au terminat de pus tot celotexul. Începusem să punem folie de aluminiu, bandă de aluminiu. Dar ne-a spus că nu este nevoie la pardoseală, pentru că o să venim cu această membrană. Este valabil numai la tavane. Deci am pus membrană, am ridicat-o pe perete. Eu vreau ca să bag membrana sub izolația, prima izolație, dar inspectorul a spus că nu este nevoie, nu o să se ridice umezeala în sus. Apoi am pus izolația, iar peste izolație venim iarăși cu această membrană, doar la față, nu mai urcăm pe perete. Și o să trecem cu toate cablurile și toate țevile de încălzire, de apă menajeră, deasupra la această membrană. Deci membrana aceasta este doar să protejeze izolația, să protejeze folia de aluminiu care este peste izolație. În baie și de bara s-a făcut deja. Acum băieții descarcă saci de nisip pentru șapă. Am vrut ca să comand nisipul de la Travis Perkins și se livra nisipul tocmai miercuri. Am preferat să car cu duba. Am cărat până acum 2 saci. Mai merg încă o dată să mai fac un transport și mâine dimineață mai car încă 2.
și am mai cumpărat și 10 saci de ciment. Astăzi am început să facem șapa. Am făcut instalația pe țeavă de plastic. Nu am găsit pe stoc țeavă de plastic dreaptă și a trebuit să iau colac. Când am cumpărat colac, nu am găsit clipsuri ca să le fixez și am fixat cu saci de ciment. Am lăsat de sâmbătă după amiază în presiune. Astăzi este marți. A fost Paștele Catolic duminică pe 4. Și acum o să începem să fixăm țevile, să punem între saci de ciment și să fixăm la poziție. Acestea sunt caloriferele. Am încercat să comand clipsuri care să fixăm clipsuri pentru încălzire prin pardoseală și nu am găsit la niciun magazin, am găsit doar pe Amazon și veneau undeva într-o săptămână, așa că am apelat să fixăm cu saci de ciment. Acum o să punem nisipul și cimentul care l-am amestecat. O să-l punem deasupra la țevi, o să-l compactăm. Apoi o să-l tragem în nivel după laser. Nu sunt mulțumit de țevi cum arată, că nu sunt drepte, din cauza că nu am putut să le fixăm cu clipsuri. Este mai arcuită. Dacă găseam țeavă dreaptă, au în catalog, dar nu au avut pe stoc, nu puteam nici să mai așteptăm. Am apelat la țeava de plastic. Țeava de cupru, ieșeam din buget și nu pot să aduc bani de acasă dacă nu mă încadrez. Așa că folosesc țeavă de cupru cum se folosește în locul acesta. Am pus laserul și trebuie să scoatem șapa la nivelul cu 1,5 cm mai jos decât pardoseala finită din casă. Pentru că o să punem parchet de 8 mm plus izolația de jos. O să punem izolația, s-ar putea, din folie expandată sau puzzle. Și trebuie să facem la 75. Deci în cazul acesta avem 3 cm de luat din șapă. Avem 75. Avem 75. În locul unde avem 75, facem un semn. Și încercăm să îndepărtăm marginea, ca să ne iasă strâmb. Mergem la următorul. Deci acum facem punctele unde o să vină stâlpii. Aici avem 75, precis. Mai punem material peste ca să facem o suprafață mai mare. Avem 74,5. Avem 75 precis. În locul acesta facem un semn. Și mergem la următorul. Aici trebuie să luăm 1 cm.
M75. Deci pe suprafața aceasta o să mergem cu dreptarul. La fel. La fel o să facem și aici. Punctele le fac în funcție de dreptar, cât de lung este dreptarul. Dacă ne aducem mai jos de 75 sau mai sus, mai luăm sau mai completăm. În cazul acesta eu am avut 75,2 și am mai pus puțin nisip. Deci avem 75. Aceste puncte se pot face și cu dreptarul, dar ia foarte mult timp. Așa că cel mai bine este să mai tăiați din suprafață ca să fie cât mai drept posibil. Cu cât este mai îngust, cu atât planitatea este mai drept. Cu cât este mai mare și nu am făcut-o după boloboc, este posibil ca să fie strâmb. Așa o să fac toate punctele, apoi completăm între puncte material, îl tasăm și facem stâlpii. Deci o să ținem ruleta cât se poate de dreaptă. Cu cât o înclinăm, cu atât iese din măsurile noastre. Deci 75. Deci ținem ruleta vertical. Mai trebuie să mai luăm 2 mm. Avem 75 precis. Lăsăm în locul unde avem 75 și micșorăm suprafață. Acum o să completăm între puncte. Acum vreau să vă arăt cum trag la stâlpi. Acum o să trag pe crud. Acesta este secretul la această șapă. Să se meargă pe crud, ca să nu se vadă îmbinările la între stâlpi și restul la șapă. Mai completăm. La fel. Putem să folosim și o mistrie. După ce am adus toată suprafața la nivel și devine un singur stâlp, o să iau această drișcă din spumă, o spumă mai tare, trecem
pe deasupra ca să sclivisim puțin. El o să mai vină sclivisit odată împreună cu ceapa, cu restul ceapului. Dar faptul că sclivisim acum, o să se întărească suprafața mult mai repede. Devine mai compact. Nu apăsăm pe ea, ca să nu intrăm sub nivel. În felul acesta. Așa o să iasă toată șapa la sfârșit. O să completăm între puncte și o să iasă un stâlp asemănător. Apoi începem din locul acesta și mergem cu terminatul către exterior. Ajungem până la ușa la baie, o să intrăm și la baie și o să facem la fel. Am pus 6 roabe din astea mici, mai avem o roabă mai mare, aceasta. Am pus 6 roabe mici la 2 saci de 25 de kg în saci de plastic cu cerc albastru. O să vă arăt cum amestecăm. Deci aceasta este rețeta. Normal în România făceam 3 roabe la un sac de 40 de kg de ciment. Aici facem 6 roabe mici la 2 saci de ciment de 25 de kg. Avem și rețetă de mortar pentru a mixa pe... Deci rețetă pentru diferite rețete găsim pe sac. Noi am mai făcut rețetă și la 6 roabe. Să facem un amestec la 6 roabe mari și cu 2 saci de ciment de 25 de kg și a fost destul de tare, dar vrem ca să îl facem undeva la 5 roabe mari, cam așa ar veni roabele acelea mici. 6 roabe mici ar însemna cam 5 roabe mari. Acum se îndreaptă. Se nivelează cimentul deasupra și îl ridicăm în sus. În felul acesta. Avem o lopată care s-a rupt. Dar rezistă ca să terminăm astăzi. Această șapă se face normal într-o betonieră orizontală cu șnec, dar nu dispunem de așa ceva. Îl facem la mână. Îl amestecăm în felul acesta. Această șapă este semi-umedă cu nisip pentru șapă mai mare. E nisip special. Se găsește și în România. Nu știu exact dimensiunea, granulația, să vă spun în cifre. Cred că este un 3,25, din câte am înțeles.
face foarte ușor. Auzi, hai să-l amestecăm tot aici, în partea asta, da? Ca să fie mai ușor când se cară, să fie spațiu mai mult. Avem un pistol și o să stropim înainte. Andrei o să dea la lopată și Bebe o să dea la greblă. Îl amestecăm, îl mai întoarcem o dată. Îi dăm apă doar ca să se schimbe culoarea cimentului. Să nu mai se vadă că e uscat. El oricum o să mai tragă apa din nisip. Facem așa până terminăm toată grămada. Apoi se mai amestecă odată când îl punem în roabă. Deci în felul acesta se face. Este foarte ușor. Dacă vreți să-l mai dați o dată la lopată și să-l luați iarăși la greblă, e și mai bine. Dar eu cred că este suficient în felul acesta, se amestecă destul. Poate în România o să construiesc o betonieră orizontală. Am deja acest proiect de mai bine de 15 ani, pentru că tot am mai făcut șape. Și este foarte greu ca să faci la mână peste 100 de metri pătrați. Adică să muncești o zi întreagă de dimineață până seara la așa ceva. Așa. Să punem o roaba mare acum, să-l tărăm în interior. Și el o să se mai amestece încă o dată. Se mai amestecă acum să se întoarce. Am făcut aproape jumate. Am terminat baia. Așa trebuie să arate o șapă. Fără segregări. Să fie poroasă. Trebuie să iasă cât mai netedă posibilă, dar și dreaptă. Pe șapa aceasta se poate pune foarte ușor gresia cu gletiera dințată de 8 mm. Așa am făcut și aici. Aici o să fie spațiul pentru bucătărie. Și mai avem 2 metri și jumătate și partea aceasta, care de aici trebuie să ieșim, să venim dinspre peretele acela în partea aceasta. Acum o să fac un filmuleț scurt, cum se trage și cum se drișcuie. Deci înainte să tragem, nivelăm bine nisipul și îl călcăm cu picioarele. Andrei, dă-mi și mie, te rog frumos. De preferat este un raz, dar nu avem, facem cu spatele la greblă, îl nivelăm, îl aducem cât mai aproape de suprafața care ne trebuie.
după ce am făcut acest lucru, o să curăț stâlpii, ca să nu greșim să intrăm în ei, și într-o parte și în alta. De preferat este un dreptar de 50x60 sau 50x100, ca să aibă mai multă suprafață. Cu cât este mai larg, cu atât putem să mergem mult mai repede. Se trece de două ori. Prima dată se trage grosul. Apoi la fața finală. În locul acesta o să mă opresc, o să încep apoi să fac stâlpii, stânga-dreapta, și o să tragem cu un dreptar la 2,5 m. Acum cu o drișcă și o bletieră, una ne sprijinim, într-una ne sprijinim, în cealaltă trecem pe deasupra curse cât mai lungi. Unde sunt boluri prea mari, mai adăugăm. Putem să facem 50. Dar așa iese prea lucioasă și se usucă mai greu. Noi avem nevoie ca polii să rămână mai deschiși, ea să fie puțin mai poroasă, puțin mai poroasă decât cu gletiera, ca să se usuce mult mai ușor. Pentru că șapa este pusă pe această membrană și se usucă mai greu. O să lăsăm, avem spațiile acestea deschise, o să mai deschidem și o fereastră de sus, ca să se facă curent și să se usuce cât mai repede. Vedem mâine dacă putem să călcăm pe șapă și dacă putem să începem cu partițiile, pereții despărțitori. Dacă nu facem sistemul de drenaj afară, care se numește socoway, boxa aceea din plastic care trebuie să o introducem în pământ și să colectăm apa de ploaie, și o să începem poate joi sau vineri, depinde cum terminăm și cum se usucă. Deci în felul acesta cu curte lung, trecem de 2-3 ori și se îndreaptă. Dăm în toate direcțiile ca să rămână suprafața dreaptă. Nu numai așa, dăm și așa. Nisipul se mișcă și se astupă toate grăurile. Ce este în plus? Colțul la drișcă, la un capar.
faptul că am reșcuit marginile împreună cu stâlcul, nu se va mai vedea și nu va mai crăpa într-o parte și în alta a stâlcului. Pentru că se usucă împreună. Are același timp de uscare. Dacă ar fi stâlpii făcuți cu o zi înainte și ar trebui să tragem, ar trebui să lăsăm doar așa. Doar că cât tragem cu dreptalul. Nu trebuie să mai drișcuim. Atunci când drișcuim, ne ducem deja între 3 și 5 mm mai jos cu drișcuit. Acum că drișcuim împreună cu stâlpul, deja se tasează împreună 2-3 mm. Și avem acest rezultat. Vreau să curăț. Să vedem ce diferență avem. Dacă este strâmb, sunt diferențele doar de la drișcuit. Deci este foarte lent. În 2 metri, dacă avem 1 mm. Și am pus pe lung, nu am pus pe lat, pentru că pe lat oricum tragem. Așa oricum este drept. Dar pe lung este problema. În caz de am intrat mai înainte cu dreptarul în stâlpi, atunci normal că s-ar vedea gol între stâlp. S-ar vedea gol între șapă și dreptar. Am pus pe mijloc, nu am pus pe stâlp și vedeți că este destul de drept. Vă recomand aceste șape. Eu am învățat să fac aceste șape în Italia. În Italia se numește maset sau sotofond. Prima dată când am făcut cu tatăl meu. Am crezut că e o glumă. Dar mi-a spus că așa se face. Și a doua zi când am pus gresie, am văzut că chiar este o soluție extraordinară. Eu cu concepțiile din România, să facem o șapă umedă și să turnăm înainte de a pune gresia. Și gresia se punea pe adeziv mult. Așa că șapa udă, betonul acela, se pune înainte de șapa aceasta, apoi se fac toate instalațiile și aceasta este finală. Șapa aceea cu beton mai moale, ea seacă undeva până la un centimetru. Și dacă nu e trasă bine, avem probleme. V-am spus, acum încep în partea aceasta. Vreau ca să tragem. Pauza de masă o să o luăm după. Mai durează ceva. Cred că mai ne intră undeva, cu ce mai tragem de aici, undeva la 3 roabe de material. Este ora 3:20. Nu am luat pauza de masă. Am început la ora 8, am făcut șapa, a fost 8 cm groasă, ne-a intrat 5 saci de nisip, a ieșit destul de bine, sunt foarte mulțumit. O să încercăm mâine să vedem dacă putem să călcăm peste. Dacă nu, o să începem să facem socovoiul, sistemul de drenaj pentru apa de ploaie. Așa arată șapa a doua zi după ce am făcut-o. Deci după ce am terminat-o, a doua zi se poate călca peste. Aici am intrat de afară și s-a murdărit de pământ. Dacă v-a plăcut acest videoclip,
Nu uitați să vă abonați, să lăsați un comentariu, să distribuiți. Vă mulțumesc pentru vizionare și până data viitoare, numai bine!